Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. La Gonex TV discutăm cu oamenii momentului din turism, iar invitatul meu de astăzi știe foarte multe informații despre modul în care merg vânzările pe litoralul românesc. Discutăm astăzi cu domnul Ovidiu Oprea, care este consultant de marketing la BB Touring Tour Operator. Bun venit, domnule Oprea, și mă bucur să vă avem astăzi alături. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Discutăm astăzi în mod special de modul în care merg vânzările pe litoralul românesc, dar vorbim în primul rând de vânzările legate de înscrieri timpurii, pentru că toată această perioadă, putem spune că s-a încheiat deja perioada de înscrieri timpurii în momentul de față? Teoretic, da. Oficial, perioada de înscrieri timpurii se termină pe 31 martie în fiecare an, dar mai sunt anumite hoteluri care vor să prelungească perioada respectivă cu 2 săptămâni, o lună, în funcție de cererea care există și interesul pentru respectivele hoteluri. Uh-huh. Oficial s-a terminat pe 31 martie, avem însă hoteluri care au prelungit cu 2 sau chiar o lună, până la sfârșitul lunii aprilie. Da. Bun, vestea cea bună este că au crescut foarte mult aceste înscrieri timpurii, vânzările au crescut cu 40%, citeam un comunicat transmis de către BB Touring Tour Operator, în care vorbeați exact despre acest lucru, faptul că au crescut vânzările. Ce credeți că a determinat într-un fel sau altul această creștere cu 40%? Creșterea, într-adevăr, e una semnificativă pentru litoralul românesc. Un prim aspect ar fi încrederea turiștilor în produs. Adică, pe de o parte, ei caută vacanțe oarecum la tarife reduse încă de la sfârșitul anului trecut și începutul anului acesta, cu un tarif și cu un preț care îi conferă o siguranță pentru vacanța care va urma. Pe de altă parte, eu cred că hotelierii au lansat anumite praguri de înscrieri timpurii la tarife foarte bune. La tarife comparabile cu cele de anul trecut, cred eu. Ne aflăm astăzi în Constanța, iar modul în care discutăm despre vacanțe începe să semne tot mai mult a câmp de război. Spun asta pentru că au apărut, iată, chartere care pleacă din Constanța către Antalya pentru prima dată vreodată, n-am mai avut până acum așa ceva. Și atunci putem spune că vacanțele de pe litoralul românesc se bat într-un fel sau altul cu cele către Antalya, Bulgaria, veșnicul inamic, să-i spunem așa, veșnica concurență. BB, compania pe care o reprezentați, vinde în special litoralul românesc. Ați ales să faceți din vacanțele românilor în România un business, iar businessul acesta merge din ce în ce mai bine. V-aș întreba, în momentul de față, oamenii care au procurat, eu știu, astfel de vacanțe la prețuri reduse, spre ce merg? Apar tot mai multe hoteluri all-inclusiv, de exemplu. Sunt oameni interesați de vacanțe la prețuri foarte mici, să zicem, hoteluri de 2 stele, sau merg oamenii către vacanțe mai luxoase, condiții mai bune, la 4 stele, chiar all-inclusiv pe litoral? Am observat în acest an o creșterea interesului către hotelurile all-inclusiv de 4 stele de pe litoral. Aici mă refer la cele din nord, la cele din sud și cu cât mai multe facilități pentru familii, pentru turiștii cu copii mici, care doresc să aibă totul la îndemână în cadrul complexului. Un loc de joacă, poate un dopogan sau o piscină, un spa, eu știu, cu plajă privată. Și ne pentru copii încălzite, și acesta e un factor care influențează foarte mult serviciile unui hotel, alegerea lui. Plaja este destul de importantă, spuneți că oamenii vor plajă privată. Asta înseamnă că acel hotel să fie aproape de plajă și să și fie închiriat acea bucată de plajă din fața hotelului. Sunt hoteluri care fac chestia asta și care, iată, au un avantaj în fața altora. Sunt operatori de plaje care au contracte cu hotelurile, chiar dacă hotelurile nu au plaja lor privată. Uh-huh. Sunt hoteluri care sunt cu plaje private și care oferă în prețul pachetului și 2 șezlonguri cu umbrelă, dar sunt și hoteluri care au contracte cu operatorii și oferă anumite discounturi pentru turiștii cazați la respectivele hoteluri. Dar da, în momentul în care ai asigurat 2 șezlonguri, o umbrelă, ai plaja ta și știi sigur că acolo, pe acel șezlong, nu se va așeza nimeni,
E un plus, într-adevăr. Atunci când vorbim de vacanțe cumpărate prin astfel de pachete de early booking, de înscrieri timpurii, pentru că a fost adus cumva termenul de early booking, oamenii merg pe litoral, în special în sud, în nord, cum vedeți așa împărțirea pe zone? Sau eu știu ce categorii merg în sud, ce categorii merg în nord? În general, Mamaia este cunoscută acum ca stațiune pentru tinere, pentru zona cluburilor. Uh-huh. Eforie e o stațiune mai liniștită, în care merg familiile cu copii. Partea de sud, la fel, tot așa, cele șase stațiuni din sud au foarte multe verdeață, sunt liniștite și acolo sunt cele mai multe hoteluri care au apărut o inclusiv. Uh-huh. Pentru familiile cu copii înseamnă ceva. Toate aceste lucruri ne duc cu gândul la prețuri și știu că una dintre cele mai scumpe vacanțe a fost rezervată în Mamaia Nord. Exact, cât au plătit oamenii pentru asemenea vacanță? Serviciile variază de la servicii fără masă la all-inclusiv, adică un hotel poate oferi atât servicii fără masă, mic dejun sau demi-pensiune, chiar și all-inclusiv. În funcție de tariful fiecărui hotel, turistul își alege ce anume îi se pliază pe necesarul său. Deci, 11.000 de lei, din câte mi-amintesc eu, a fost o vacanță de șapte nopți, în plin sezon, într-un hotel din Mamaia, fără masă. 11.000 de lei. Asta, fără masă. Oamenii care vin și plătesc asemenea bani pentru 7 zile sunt oameni cu un venit considerabil și atunci oamenii respectivi cât ar trebui să se aștepte să mai plătească pentru masă sau, eu știu, alte facilități de care vor avea nevoie în acea vacanță? Prețul poate crește și cu 50-60% în funcție de ce servicii de masă aleg. Mm-hmm, am înțeles. Bun, la polul opus avem și vacanțe la prețuri foarte, foarte bune. Un exemplu este o vacanță în Eforie, dacă mi-aduc aminte corect. În Eforie Sud, dar avem și în zona de sud a litoralului, în Saturn. Practic, acolo o vacanță, tot ca să ne raportăm tot la aceeași perioadă din august, în plin sezon, o vacanță de 7 nopți ar fi undeva cât valoarea unui voucher de vacanță, puțin peste. Undeva la 1500 și ceva, 1600 de lei. Cam așa ar fi pentru 7 nopți. E ceva. Tot fără masă. Mm-hmm. Pentru că ați spus de voucherele de vacanță, aceste înscrieri timpurii au putut fi achiziționate și cu ajutorul voucherelor de vacanță? Ați văzut o impulsionare a achizițiilor din acest punct de vedere? Au fost foarte multe vouchere de vacanță în piață, a căror valabilitate expira în luna martie. Turiștii trebuiau să rezerve undeva și au ales, tocmai de asta, au ales foarte mult litoralul românesc. Au achiziționat prin vouchere de vacanță, urmând ca diferența sau știu eu nivelul următor al pragurilor pentru vouchere să fie prin perioada imediat următoare, când se vor distribui din nou voucherele pentru acest an. Deja ele au început să se distribuie și sperăm să se rezerve. În momentul în care te gândești la o astfel de vacanță, chiar dacă ai sau nu ai vouchere, te gândești la oferta dincolo de oferta de cazare și masă și atunci v-aș întreba de ce sunt oamenii interesați atunci când își cumpără o vacanță. Cum își aleg hotelul în funcție de ce au de făcut în jurul hotelului, în zona respectivă, în stațiunea respectivă? Ce ați observat din acest punct de vedere? Pentru că am vorbit de dorința turiștilor de a achiziționa vacanțe all-inclusiv, în respectivele hoteluri au cam absolut tot ce își doresc. Au animații, au plaje private, au piscine. Dar dacă ar fi să iasă din resort, din hotel și să încerce să facă și altceva, mulți merg către parcurile de aventură sau parcurile acvatice care sunt pe litoral. Avem un parc acvatic la Eforie, avem unul în Mamaia, avem un parc de aventură la Neptun, mai era și un Dino Park, parcă exact, tot în Neptun. Exact, tot în Neptun. Da. Nu știu, mai sunt și alte atracții din punctul ăsta de vedere? Mai sunt, evident, spa-uri, terenuri de sport și așa mai departe, evident. Sunt două porturi în care turiștii pot închiria embarcațiuni cu vele. Unul în Limano, în zona Mangalia, celălalt în Eforie. Sau chiar în portul Tomis din Constanța. Da. Da. Pot petrece eu știu, zile, chiar nopți pe acele iahturi. Ofertele sunt mai multe tipuri de oferte pentru mai multe zile. Avem și
o embarcațiune, un iaht care oferă petreceri pe sfârșit de weekend sau plimbări pe litoralul românesc de la nord la sud. Mm-hmm. Apropo de atracții, oamenii care vin aici se gândesc, eu știu, mai ales dacă vii din Cluj sau din Maramureș, te gândești cum poți să-ți extinzi vacanța și atunci una dintre ideile care îmi vine în minte ar fi să-i trimitem cumva pentru câteva zile în Delta Dunării, de ce nu? Vindeți și astfel de vacanțe, eu știu, sau propuneți oamenilor să-și extindă vacanța cu o plimbare de câteva zile în Delta Dunării? Noi avem foarte multe unități de cazare în Delta Dunării. Avem o colaborare foarte strânsă cu ele. Majoritatea celor care vin pe litoral, vin doar pe litoral. Cei care merg în delta, merg doar în delta și până acum n-am avut solicitări de combinare a celor două vacanțe, să zicem așa. Da. Dar n-ar fi o idee rea să facem câteva pachete din acestea. Uh-huh. Însă, vedem. Ceea ce este cel mai bine acum pentru litoralul românesc este că avem din nou cursele aeriene care pleacă din țară, de la Timișoara, de la Oradea, Cluj și vin către litoralul românesc. Sperăm ca să vină turiștii scăpând practic de traversarea țării cu mașina. Mm-hmm. Din ce am văzut, majoritatea turiștilor, cel puțin în comunicatul pe care Bibi l-a transmis, se concentrează în Mamaia, Eforie Nord și Neptun Olimp. De ce sunt aceste zone, eu știu, mai atractive pentru turiști? De ce considerați asta? Cred că Mamaia Nord a început să devină atractivă mai de mult timp, de când au apărut variantele de distracție pentru tineret, cluburile, festivalurile. Uite, de exemplu, acum pentru sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai, când începe practic sezonul festival, avem Sunwave, avem festivalul de muzică electronică, electronică pe plaja din Mamaia. Tot în la sfârșitul lunii aprilie, 3 zile, avem un festival de muzică hip-hop în Costinești. Mm-hmm. Practic, ei fură oarecum startul sezonului, se termină pe 30 aprilie, dar noi sperăm și avem pachete lansate pentru acest festival. Dar, cam ați întrebat de Mamaia. Mamaia, eu cred că devine foarte atractivă din punct de vedere al plajei, pentru că plaja e mărită, deși unii au criticat, eu cred că este destul de ok ca să ai o plajă foarte, foarte lată, pentru că noi știm foarte bine în timpul iernii, practic valurile mâncau foarte mult din plajă și ajungeai ca să mai ai undeva o lățime de vreo câțiva metri ca să spui un șezlong. Nu era un convenient pentru turistul care venea, care nu avea unde să stea acolo în fața hotelului să-și pună șezlongul. Acum e mai bine, mult mai bine. Eforie Nord, Eforie Sud, la fel, plaja s-a mărit. Urmează de la Tuzla către partea de sud. Acolo vor fi niște lucrări mai complicate, dar se va mări plaja și acolo. Cât de mult contribuie asemenea evenimente? Avem nevărsit deja de câțiva ani. În sudul litoralului sunt evenimente de 1 mai, dar am văzut evenimente și în timpul sezonului. Și toate aceste evenimente aduc mai mulți turiști pe capetele de sezon, contribuie cumva la creșterea numărului turiști de un anumit tip, să zicem tinerii care sunt interesați de festivaluri? Ați văzut o creștere în acest punct de vedere? Da, exact. Tinerii vin la acest tip de festivaluri. Practic, ele sunt puse oarecum, cele la care am făcut referire, sunt puse la începutul sezonului estival. Nevărsiu este undeva în plin sezon. Sau, în iulie, da. Na, când deja oferta turistică e cam full pe întreg litoralul. Dar, da, toate aceste festivaluri și toate aceste manifestări, care în opinia mea sunt destul de puține, totuși, contribuie și la creșterea numărului de turiști pe litoral. Cum ne batem cu Bulgaria? Pentru că oferta turistică de acolo e una destul de complexă, destul de variată și aș vrea să vă întreb care sunt, eu știu, noutățile sau chestiile bune pe care românii le pot găsi aici la noi, în așa fel încât să ținem turiștii români, măcar nu zic să-i aducem și pe alții în afară, dar să ținem turiștii români în țară să nu mai plece, să nu mai fie tentați să plece în Bulgaria sau în Turcia.
Cred că marele nostru avantaj sunt voucherele de vacanță, care practic te trimit în vacanță pe litoral sau în România, oriunde în România. Apoi, eu n-aș spune că s-au mărit în așa măsură tarifele pe litoralul nostru, așa cum s-au mărit în Bulgaria, de exemplu, în acest an. S-au mărit tarifele și în Bulgaria, s-au mărit și în Turcia. Cred totuși că rămânem și devenim competitivi cu litoralul bulgăresc în ceea ce privește serviciile și facilitățile hotelurilor. Sunt foarte multe hoteluri care în această perioadă la noi și-au mai schimbat din management, își îmbunătățesc serviciile, apar noi facilități și multe surprize pentru turiști. Astfel încât eu cred că litoralul va fi pe undeva pe aceeași treaptă cu cel bulgăresc. Ne apropiem de 1 mai, este litoralul pregătit să-și deschidă porțile pentru 1 mai sau vedem o deschidere undeva după 15-20 iunie? Cam în fiecare an litoralul și-a deschis porțile pe 1 mai cu aceste festivaluri de care v-am povestit, cu spectacole la cluburile din Mamaia, dar după aceea am văzut o oarecare încetinire a interesului, poate și din cauza faptului că urmează vacanțele școlare, poate, eu știu, examenele copiilor și e mai greu atunci să fie la începutul lunii iunie. Dar sunt hoteluri care rămân deschise și care în oferta lor au acces la spa, au acces la o piscină interioară și turiștii care vin, pe lângă faptul că nu găsesc acea aglomerație care este pe timpul verii, au parte de liniște și au parte de marea doar a lor. Bun. Acum, pe lângă această ofertă a hotelurilor, cele all-inclusive și așa mai departe, în ultimii ani a crescut foarte mult și oferta apartamentelor în gen hotelier și știu că și agențiile de turism au început să vândă asemenea pachete la apartamente regin hotelier, pentru că, pe de-o parte, sunt foarte multe, dar au apărut și adevărate, eu știu, clădiri cu mult bun gust realizate, care oferă astfel de vacanțe. Cum vedeți, eu știu, întrecerea dintre hotelurile clasice, să le zicem așa, și companiile care oferă astfel de vacanțe la apartamente în regim hotelier? Dacă până anul trecut aveam doar câteva, foarte puține, pot să le număr pe degete, unități de cazare, apartamente din Mamaia Nord, să spunem, unde aveam rezervări, în acest an numărul lor a explodat, avem peste 150-160, undeva pe acolo, de unități care lucrează cu noi, unde avem disponibilități, avem un channel manager integrat în care putem gestiona fiecare parte rezervările și interesul este destul de mare și... Care sunt avantajele pe care le vedeți la o astfel de vacanță versus un hotel sau un resort? În perioada pandemiei, turiștii preferau acest tip de vacanță pentru că le asigura o oarecare intimitate. Erau ei își făceau de mâncare, ei stăteau acolo, nu interacționau cu alți turiști. Atunci a fost totul ok. Acum ei preferă oarecum confortul unui apartament în care are la dispoziție o chișinetă, mă rog, o bucătărie și în care își pot gestiona ei vacanța lor în funcție de bugetul fiecăruia. Iar prețul acestor apartamente este comparativ chiar poate puțin mai mic cu cel al hotelurilor din Mamaia. Probabil că sunt familii care au, eu știu, câte 2 copii și atunci nu vor să stea în aceeași cameră de hotel, ci să aibă, eu știu, un apartament cu 2 camere, de exemplu, iar prețul pentru 2 camere de hotel ar fi probabil mai ridicat în acest sens. Pentru un apartament de hotel întotdeauna prețul este mai mare, dacă are și o canapea extensibilă, mai are un alt pat și e oricum destul de mare și un apartament îi creează mai multe facilități, apartament de închiriat, mai multe facilități pentru familia respectivă. Bun, se încheie perioada de înscrieri timpurii, vin prețurile, eu știu, să spunem așa, standard. Care este oferta pe care o pregătiți sau pregătiți deja o astfel de ofertă pentru cei care nu s-au hotărât până acum să-și cumpere vacanțe, dar vor să facă acest lucru de acum înainte? Hotelierii lansează tot timpul oferte pentru perioade limitate de timp. Reducerile sunt undeva până la 25-30%.
Și noi le promovăm și încercăm să vindem tot ce avem disponibil. Dar sunt, într-adevăr, hotelierii nu stau, nu dorm, ei văd în funcție de vânzările care le au și lansează oferte pe piață cât mai atractive. Eu vă doresc succes în toate aceste demersuri și aș vrea să vă întreb un lucru pe care îl întreb pe fiecare invitat al meu de aici de la Gonex sau aproape pe fiecare invitat. Unde mergeți în vacanță anul acesta? În România, clar. În România. Ați ales o zonă anume? Preferați o zonă anume pe care vreți să o vedeți? Mi-aș dori să văd Maramureșul. N-am fost niciodată, spre rușinea mea. Și sper că am să-l văd curând. Mult succes și în vânzări și în toate demersurile pe care le întreprindeți. Mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi de la GONEX TV. Eu sunt Adrian Boioglu, alături de colegul meu Florin Boboc, în spatele camerei. Până data viitoare vă dorim o zi mai bună!